Cred în oameni, cred în iubire. Frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Eu cred în oameni, cred în iubire. Cred în România mea. E țara noastră, e țara noastră. Frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Pe țara noastră, băi, e țara mea. Doar noi o putem salva. Ăsta-i un strigăt de disperare. Frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Ăsta-i un strigăt de disperare. Unde jur că o voi salva. Ne-au luat trecutul, torbitorul. Frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Ne-au luat trecutul, nu viitorul. Mulțumim, noi acum ne-am săturat. Că România are viziune. Frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Că România n-are viziune. Dar tu i-o poți da pe a ta. Mulțumim. Că România n-are viziune. Dar tu i-o vei da pe a ta. Cu tirania am terminat. Frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Cu tirania s-a terminat. Românie, către sarcă. Bună dimineața, care este absolut superbă. Uitați, am venit la prima oră. Este un răsărit superb. Azi noaptea am mai nins puțin. Mergem și astăzi la schi. Mergem la Postăvaru. Dacă nu o să ningă, o să avem peisaje de vis. Abia aștept, că mă simt foarte bine. Am luat o aspirină și n-am făcut deloc febră musculară. Am dormit bine. Camera este foarte ok. Cald, liniște, curat. Am avut tot ce-mi trebuie, să știți. Extraordinară. Și am vrut exact în centru. Ăsta a fost criteriul meu. Puteam să stau la hotel, puteam să stau în poiană, dar eu am vrut chiar în centru, să simt orașul. Cât de frumos este. Gata, urcăm drum spre poiană. Ne echipăm și mergem la schi. Haideți toată lumea la schi. Am urcat la Postăvaru. Ai sus ninge extraordinar de tare. Dar măcar nu mai este ceață. Hai, prima tură de schi. Pornim.
Zăpada nu mai e așa bună ca ieri, e mult mai afânată, este moale. Nu mai văd nimic. Ninge foarte tare și zăpada nu este bună astăzi. Nu este bătută, este foarte afânată și toată lumea cade. Hai să coborăm și noi. Uite cum e zăpada, foarte afânată. Nu-mi place astăzi. Aici este mai bună zăpada, doar sus, acolo, unde a nins tare, e mai rea. Fain. Hai să încercăm să mai filmăm ceva. Ce plăcut este. Am luat bețele și pornim. Dinarul este închis, sub telefericul este închis, astăzi nu ai prea multe opțiuni de ski și sunt și ceva concursuri, au blocat pe sub teleferic. Partea asta de jos de aici îmi place, pistă de schiat. Thank you.
blocat, am dat peste un dâmb și nu se vede. Am ajuns. Fain. Am făcut cam 4 ture. Când o termin pe asta, sunt de fapt 4. Am oprit la Postăvaru. Mi-am luat și eu un Jäger. Pace și sănătate. Am început să ninge din ce în ce mai tare, ninge și jos. Cred că azi doar 6 ture o să fac. Aici au muzica cam tare, m-am dat puțin mai într-o margine. Peisajul este superb. Da, sper să nu mă oprească YouTube-ul, clipul de la muzica. Ce ziceți de așa peisaj? Ce frumos se vede! Hai, veniți și voi lasă! Gata skill pe ziua de astăzi. Merg, mă schimb. Am o foame de lup. Și aproape de cazarea mea pe Republicii este un restaurant la care am fost de multe ori, un restaurant cu tradițional românesc, Gaura Dulce. Știu că restaurantele aici au denumiri destul de ciudate. Roata norocului, Gaura Dulce, ceasul rău, mâine vreau să merg la ceasul rău. Și să vedem ce găsim acolo bun de mâncare. Abia aștept. Am o foame, nu vă spun. Skill-ul și mișcarea în general îți fac poftă de mâncare. Mama mia. Gata. Merge și la restaurant Gaura Dulce. Mama mia, abia aștept. Miroase a papanaș. Hai să vedem ce găsim de mâncare. Am plecat de aici. Nu era nimeni înăuntru, dar era o muzică, nu știu, la maxim. Nu puteai să stai înăuntru. Chiar vreau să încerc ceva la Gaura Dulce, dar muzica prea tare. Nu puteam să filmez, nu puteam să stau. Na, haideți să mergem la Sergiana. Sper să acolo să nu fie muzică. Aici este Sergiana. Haideți să vedem ce au de mâncare. Am venit la Sergiana, tot aici în centru vechi. O să iau o supă gulaș și vedem ce iau și la felul 2. Mălai podorbit cu clopul de astână, buls țepenit cu pere de porc, mamă mie, ficăței, chept de pui, chept fudulit de porc la tigaie, mamă mie,
că mă hotără și comandăm. După ghiulaș și aosta, chept de pui umplut și învălit în mântăl de prețlă. Habar nu am ce este, dar seamănă cu ce am mâncat la Roata Norocului. Până să coma ceva, mi-au adus ceva pâine de asta. Uitați, caldă este. Amia. Și jumeri. Astea din partea casei. Cu ceapă roșie. Arată bine și restaurantul. Ia să vedem. Sunt calde. Acum le-a făcut. Extraordinar. Eu cred că mă satur cu jumerile astea. Pot să nu mai comand nimic? A venit și supa gulaș cu ardei iute. Jumerile sunt acolo, cred că le termin. V-am făcut poftă? Abia aștept să mănânc. Este picantă și are un gust pronunțat de chimen. Foarte, foarte bună este. Și cu pâine caldă, mama mea. Mai o jumară. Gulașul este iute. Ăsta este și mai iute. Deci dacă nu mâncați iute, feriți-vă. Mi așa îmi place de numai. Merge cu apă. Vai, tot bun este. Îmi curge nasul acum de la tuta iute. Dar e bun? Nu vă spun. A venit și șnițelul. Uitați cât de bine arată. N-am mai luat salată, n-am mai luat garnitură pentru că nici pe asta nu știu cum o să pot să-l mănânc. Foarte bună mâncare aici la Sergiana. Am plătit 65 de lei. N-am reușit să mănânc tot șnițelul. Jumate l-am luat la pachet. Și ce credeți? Mi-au mai pus încă vreo 2-3 felii de pâine caldă și o porție de jumeri. 65 de lei. Eu zic că este foarte ok. Și frumos din partea lor. Cred că mănânc și diseară de aici. Mama mia, cât am putut să mănânc și ce bun a fost. Recomand, Sergiana. Aoleu, mă calc asta. După masă mergem și la o plimbare. Cred că o să iau pe sub tâmpai o promenadă absolut superbă. Am mâncat foarte mult, foarte bine. Întotdeauna la Sergian am mâncat bine. Până să comand zi, întotdeauna îți aduc jumeri cu ceapă din partea casei, pâine caldă. O singură dată am pățit, am luat nu știu ce friptură de misteț și era tare. Dar ei te întreabă de 2-3 ori, e bună mâncarea, îți place, vă simțiți bine? Și atunci le-am zis, mă, este cam tare. Și mi-au schimbat, mi-au dat, nu mai țin minte ce am luat. Deci sunt foarte atenți cu clienții și foarte politicoși. Recomand, Sergiana. Un grup de ucraineni aici. Nu cântăreți. Mm-hmm.
Ciao ragazzi. Mulțumim. Bella ciao trupe. Guys, do you want to listen to another song? Mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via. Bella ciao, 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 partigiano, portami via, qui mi sento di morire, e se io muoio, partigiano, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio, da partigiano, tu mi vedi, sei felice. E se felice, la sua montagna, bella ciao, bella ciao, 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 e se felice, la sua montagna, sotto l'ombra di un bel fior, passi le genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, 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 passi le genti che passeranno, mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Io credo in uomo, credo in ubire, frumo a sana nupleca, stai in zarata. Io credo in uomo, credo in iubire, credo in comunia mia. E zara noastră, frumo a sana nupleca, stai in zarata, pe zara noastră. E țara mea, doar noi o putem salva. Ăsta-i un strigăt de disperare, frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Ăsta-i un strigăt de disperare, unde jur că voi salva. Ne-au luat trecutul, vorbitorul, frumoasa mea nu pleca, stai țara ta. Ne-au luat trecutul, nu viitorul, mulțumim, noi acum ne-am săturat. Că România are viziune, frumoasa mea nu pleca, stai țara ta. Că România n-are viziune, dar tu i-o poți da pe a ta. Mulțumim. Că România n-are viziune, dar tu i-o vei da pe a ta. Cu tirania s-a terminat, frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Cu tirania s-a terminat, România despre s-ar. Și acum toți împreună, pampare. Rai 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 rai
Gata și ziua de astăzi. Am mai ieșit pe seara așa la o plimbare. Ninge. Sper până mâine să nu ningă foarte tare, să fie bune pârtiile. Acum, în legătură cu acea căzătură, sper să nu râd despre tare de mine. Știți vorba lui Marian Adventure, pățești, pățești. Ionin îmi pusesem ochelarii de schi, nu mai vedeam nimic, zăpada era afânată, n-am văzut că este ceva gheață pe desubt și aia a fost, am căzut. Acum, eu vă spun, la revedere, vă mulțumesc și nu uitați, ținem legătura de la Brașov.